un nou interviu din redacția Express de Banat, un nou invitat, de această dată Marius Sândurescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarm Județean Caraș-Severin. Bun venit în redacția noastră! Vă mulțumesc mult că ne-ați oferit șansa să venim și noi în studioul dumneavoastră. Ne bucur acest aspect și sperăm că și pe viitor să mai fim invitații dumneavoastră. Cu mare drag! Astăzi ne întâlnim totuși cu o ocazie specială. Suntem în apropierea unei sărbători pentru Jandarmeria Crășană și nu numai pentru Jandarmeria Română. Noi pregătirile am început de o săptămână. Desfășurăm o serie de activități la nivelul județului nostru, atât dedicate nouă jandarmilor. Am avut competiții sportive la nivelul inspectoratului organizat, la care au participat majoritatea cadrelor militare din județ. Vorbim de județ pentru că am avut echipe de fotbal din cadrul detașamentelor 3, 4, Moldova 9, Caransebeș, Băile, Herculane chiar. Am avut o serie de activități dedicate copiilor. Am fost sâmbătă, în data de 31, prezenți în spațiul public pentru a prezenta armamentul și materialele cu care Jandarmeria Română își desfășoară activitățile zilnice și în acele misiuni speciale pe care le avem noi. În săptămâna ce a trecut am avut o zi dedicată dumneavoastră celor din mass media, am avut Cupa Presei la tir, în aceea zi am avut și la nivelul inspectoratului nostru zi dedicată tirului, în care au concurat 18 cadre militare. Punctajul a fost foarte apropiat. Locul 1-2 au avut același punctaj, doar diferența au făcut o grupare a gloanțelor în țintă. De asemenea și la dumneavoastră în competiția de tir, tot așa a fost un punctaj foarte apropiat. Am avut desfășurat în data de 29, în parteneriat cu Liceul de Art Sabin Păuța și Liceul Baptist din municipiul Reșița, un simpozion dedicat aniversării celor 168 de ani de când a luat ființă Jandarmeria Română, pentru că noi mâine, 3 aprilie, asta sărbătorim, pentru asta ne-am pregătit în toată săptămâna aceasta, chiar în weekend am avut pregătire în acest sens, pentru că 3 aprilie reprezintă cei 168 de ani de când a fost semnat acel ofis domnesc de domnitor Alexandru Ghica și a fost prima încadrare juridică a jandarmeriei. În jandarmerie există documente care atesteze mult mai înainte apariția noastră, de prin anii 1665, dar de atunci avem caracter juridic și ne desfășurăm activitatea. Spuneați de o activitate poate puțin mai specială care va avea loc chiar mâine, data de 3, în Centrul Civic al Reșiței. O repetiție a acestui exercițiu cumva a dat palpitații multora, chiar în data de 1 aprilie. Am fost în data de 1 aprilie cu colegii din cadrul grupării mobile Timișoara, pentru că ei vor fi cei care vor desfășura o serie de activități și de exerciții demonstrative la nivelul municipiului nostru în data de 3. Jandarmeria din Timișoara, gruparea mobilă de jandarmi din Timișoara, de foarte multe ori își desfășoară activitatea în județul nostru. Ei au competență teritorială pe 4 județe, ei oricând poate să-și desfășoare misiuni, iar noi am cerut în sprijin în data de 3 aprilie, pentru că au o experiență în acest domeniu. Nu că colegii mei nu ar fi, pentru că și ei participă, dar ne bazăm pe experiența colegilor de la gruparea mobilă Timișoara. Ieri am venit să facem un exercițiu, să cunoaștem mai mult zona, pentru că exercițiul este cunoscut, pentru că la nivelul Jandarmeriei Române foarte multe cadre militare, nu foarte multe, toate cadrele militare, la un anumit moment vor desfășura sau au desfășurat cursuri de specialitate. Despre ce e vorba mai exact? În ce constă acest exercițiu? Mâine vom avea demonstrații și pe această cale vă mulțumesc că ne-ați invitat și mi-ați dat ocazia să invit cât mai mulți cetățeni să fie alături de noi mâine cu copiii, bătrânii, că vor fi lucruri inedite, lucruri frumoase, care se vor petrece la nivelul municipiului nostru. Vom avea exerciții demonstrative cu câinii din dotarea grupării mobile Timișoara. Vom desfășura un exercițiu demonstrație de autoapărare și tehnică, intervenție profesională, unde cadrele detașamentul 1 jandarm mobil, mascații noștri, așa cum îi știe toată lumea. Pe care i-am văzut și duminică în centru, nu? Da, da. Vor fi prezenți în centru, după care va fi un exercițiu foarte frumos, culoare de ostat, deci mai lăsăm puțin și surpriză să fie. Se va coborî în rapel de pe
Consiliul Județean de pe acea clădire înaltă. Va fi ceva frumos, de aceea chiar invităm foarte mulți oameni, copii să ni se alăture, pentru că ăsta este și scopul. Noi nu vrem prin astfel de acțiuni să ne lăudăm. Noi prin astfel de acțiuni vrem să arătăm și să ne apropiem de cetățean, pentru că și din trecut și până în prezent, atribuțiile jandarmeriei române s-au cam păstrat. Scopul nostru, de când am fost înființat și până în prezent, i-a fost unul sigur, siguranța cetățeanului. Jandarmeria pe întreaga perioadă în care a istoriei pe care am trăit-o sau au trăit-o jandarmii din trecut, jandarmeria a trecut prin anumite etape. Etape care eu susțin acest fapt că au fost benefice, pentru că suntem astăzi anul 2018 și dacă ne uităm în anumite sondaje, vedem jandarmeria în anumite sondaje pe locul 2, la încrederea cetățenilor în instituțiile statului, iar și pe alte barometre ne vedem pe locul 3. Deci, și acest lucru nu este de acum din 2018, noi am reușit să ne susținem, eu am mai fost în cadrul unor emisiuni când am ajuns pe aceste posturi, spune podium. În anul 2014-2015 și susțineam atunci că este foarte greu să te menții. Noi am reușit să ne menținem, noi suntem o instituție, o armă de prestigiu a Ministerului Afacerilor Interne și am reușit să venim în ajutorarea cetățenilor. Fac o paranteză, sâmbătă am fost prezent și la plantare de arbori în arealele naturale ale ocolului Silvic Bocșa română. Și dintr-o discuție, nu am participat, dar m-am bucurat de faptul că mi s-a povestit ce s-a discutat, spunea cineva de acolo că jandarmeria este instituția care este foarte aproape de cetățean. Eu nu eram de față, deci mult mai mult m-a bucurat când mi s-a povestit acest lucru de către colegi de dumneavoastră din presă. Și mâine să le spunem celor care ne privesc, mâine, la ce oră? Mâine începem, noi vom fi prezenți la ora 11 cu oficialitățile pentru desfășurarea sărbătoririi celor 168 de ani în Palatul Consiliului Județean, în sala de ședințe, după care la ora 12 vom coborî cu toții în fața Consiliului, unde se va desfășura exercițiul. Lumea poate să vină în jurul orei 11 să fie prezentă în sală, în centru, pentru că noi vom avea acolo ateliere cu tot ce înseamnă armament, dotare a jandarmeriei, mașini, autospeciale, autv-uri pentru copii, totul le avem dispuse în centrul civic, iarăși exercițiul va fi între orele 12-13. Atunci ar fi frumos să fie cât mai multă lume, pentru că și exercițiile se desfășoară cu rapiditate și nu există șansa să-l revezi, exercițiul. Am vorbit despre echipamente, despre mașini speciale pe care le folosește jandarmeria. În general, activitatea seamănă foarte mult cu cea a poliției. Cu ce se deosebește mai exact jandarmeria de poliție? Suntem pe același segment în atribuții, asigurarea ordinii și liniștii publice. Diferența dintre noi și poliție este următoarea. Poliția gestionează la nivelul întregii țări misiunile de menținere a ordinii și liniștii publice, iar acele misiuni de menținere pe care și noi le executăm, le executăm sub comanda poliției române. Misiunile de asigurare, tot ce implică public numeros, indiferent că vorbim despre mitinguri, indiferent că vorbim despre proteste, că vorbim despre activități religioase, concerte sau tot ceea ce implică public numeros, acolo jandarmeria conduce întreaga activitate. Asta cred că este diferența între noi. În ce condiții sau e posibil ca jandarmeria să aplice și sancțiuni? Jandarmeria aplică sancțiuni în baza legii 61 și nu numai. Suntem la mai multe legi. Vă subordonați cumva anumitor legi, da? Da. În baza legilor respective. Pentru ce anume puteți aplica sancțiuni? Deci, în primul rând, tot ce înseamnă infracțiune în flagrant, indiferent de palierul pe care vorbim, desfășurăm astfel de și aplicăm astfel de acte procedurale. Suntem pe legea 61 din nou foarte activi. Toate spețele de pe raza municipiului nostru și de pe raza județului unde avem astfel de efective răspundem pe apeluri de 112 împreună cu colegii de la poliție.
Deci jandarmeria are o paletă largă de misiuni în diferite domenii. Să nu uităm grupele de jandarmi montani, unde și acolo aplicăm sancțiuni dacă situația o impune, la lemn, la pescuit, la curățenie, legea picnicului, toate astea noi avem atribut în lege și cu siguranță nu vom întoarce niciodată spatele și vom aplica sancțiuni de fiecare dată. Nu este un scop al nostru aplicarea sancțiunilor, noi nu ne ghidăm și nu avem praguri acelea de aplicare unei sancțiuni sau niciodată nu facem o statistică pe sancțiuni, pe ce aplicăm noi, pentru că noi nu considerăm acestea rezultate. Rezultate îmbucurătoare ar fi acelea care la sfârșitul unei misiuni de asigurare unde implică public numeros să se încheie acea misiune cu brio. Înseamnă că jandarmeria a fost prezentă vizibil, pentru că prezentă prin lege trebuie să fie, dar a fost prezentă vizibil, a descurajat anumite fapte ce pot fi în această area a contravențiilor sau infracțiunilor și noi aia considerăm o misiune dusă la bun sfârșit cu bine. Vorbim doar despre sancțiuni contravenționale sau se pot aplica și altfel? Noi aplicăm sancțiuni contravenționale și întocmim acte premergătoare pentru comiterea diferitor infracțiuni care le predăm organelor abilitate ale statului în vederea continuării cercetărilor. Vorbeam înainte de începerea înregistrării că sunteți în jandarmeria cărășeană de mai bine de un deceniu. Ați trecut prin diverse structuri. Care parte a jandarmeriei sau care activitate vi se pare cea mai dificilă, cea mai solicitantă? Cred că solicitant din punct de vedere psihic este și munca de la birou. Activez în cadrul compartimentului informare, relații publice și cu public, adică mă ocup de imaginea jandarmeriei și de relația între noi și dumneavoastră mass media de 7 ani. Până atunci am trecut prin structurile de ordine publică, pază, transporturi speciale, transporturi valori și chiar transport corespondență clasificată. Toate mi-au plăcut, îmi place în stradă, de aceea cred că asta este și diferența în acest moment prin politicile pe care au fost aduse de către comandanții care am avut până în prezent, s-a reușit în această perioadă ca fiecare om să fie pus acolo unde îi place lui cel mai mult. Pentru că e foarte important, ca să devii profesionist, trebuie să faci ceea ce îți place. Și la nivelul jandarmeriei Cara Severin, cred că s-a ajuns acest prag, pragul de profesionalism. Pentru că fiecare, în decursul anilor, a reușit și a văzut unde se pliază cel mai bine ca și activitate, și a ajuns în situația în care fiecare dintre noi să ne desfășurăm, sau 99% dintre noi să ne desfășurăm activitatea acolo unde ne este nouă profilul cel mai bun, unde ne place, unde facem ceea ce facem din responsabilitate, nu mai avem, vă dați seama, într-o unitate militară, trebuie să lași puțin ceea ce civilul are. Avem niște restricții. Și nu poți să treci peste aceste restricții dacă n-ai face din plăcere ceea ce faci. De aceea spun că noi, în momentul de față, deoarece nu am mai fost de foarte mult timp angajări din sursă externă, am ajuns la acest grad de profesionalism unde fiecare pe palierul lui își face foarte bine treaba. Mă gândesc că fără dubiu, undeva în teren, probabil la ordine publică, este poate cea mai riscantă meserie. Este o meserie riscantă, eu pot spune și la pază este o meserie riscantă, dar la ordine publică este riscant pentru că ești în legătură permanentă cu cetățeanul, în legătură permanentă cu o problemă. Fiecare când sună la noi, nu se ne invite la masă, ne sună pentru că există acolo o problemă și noi de fiecare dată trebuie să luăm anumite măsuri care să fie și conform legii, dar să aducă și satisfacție cetățeanului. Pentru că noi așa am câștigat notorietatea jandarmeria. Am fost aproape de cetățean, am rezolvat cu celeritate problemele care au fost de rezolvat pe palierul ordinii și liniștii publice și consider că asta este menirea noastră și scopul nostru. De a fi în stradă alături de cetățean, în mijlocul cetățeanului. Indiferent că vorbim despre misiuni, vedem acum de o perioadă bună de timp jandarmeria stă în spațiul public și la bucurie. Avem tot felul de activități și noi pe parcursul anului, sărbătorii în hramul bisericii, am ieșit în spațiul public. Avem ziua jandarmeriei, am ieșit în spațiul public. Avem tot felul de alte activități care ni le dorim să le arătăm cetățeanului și am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta, nu pentru a ne lăuda, ci pentru a-l face pe cetățean să înțeleagă că rolul nostru este alături de el.
cei 12 ani de activitate, care a fost poate cea mai periculoasă activitate, nu neapărat la care ați participat? Mi-amintesc de acel episod cu împușcături undeva în zona Muncitoresc, din Reșița. Da. Noi am avut... E cel mai periculos episod sau au fost și mai periculoase? Eu aș încadra acela ca fiind cel mai periculos, pentru că noi suntem un județ liniștit și ne bucurăm de acest aspect. A fost o situație în care coleg de-al meu, jandarm, în patrulă mixt cu polițist, a fost nevoit să scoată pistolul, să tragă focuri de avertisment în zona Muncitoresc și nu mai în zona Muncitoresc, că am mai avut astfel de situații și în Govândar, în zona alei Albăstrelelor, dacă mi-aduc eu bine aminte. Este periculos, dar asta trebuie să facem. Asta este atribuția noastră. Noi am decis singuri să devenim jandarmi. Noi am hotărât și toată priceperea noastră am pus-o în această meserie. Ăsta ne este rolul, ăsta ne este scopul, asta facem. Indiferent cât este de periculos pentru un civil, pentru noi este o misiune care trebuie dusă la bun sfârșit. Nu am avut, în schimb, jandarmi răniți, poate, sau mai grav de atât în misiuni, în Caraș. Nu, și ne bucură acest aspect. Bun, la noi, în zona Banatului, cetățeanul înțelege. Când iasă în spațiul public, înțelege că jandarmul nu este acolo să îngrădească anumite drepturi ale sale, conferite de Constituție. Jandarmul este acolo pentru a asigura acele drepturi, indiferent că vorbim despre cei care iasă să își strige nemulțumirile în stradă, fie că vorbim despre cei care merg să se distreze. Cei din Banat au înțeles acest aspect, știu să se distreze și jandarmeria este alături de ei. Totuși, pentru a asigura această liniște cumva în Caraș Severin, e nevoie de dotări, e nevoie de personal. Cam la ce capitol are cel mai mari lipsuri județul Caraș Severin? Avem anumite lipsuri, dar le acoperim prin dăruirea omului față de meseria pe care o execută. Avem anumite lipsuri, poate, la autoturisme, să ne deplasăm foarte repede într-o zonă în alta, deși în ultima perioadă țin să spun că parcul auto s-a tot îmbunătățit și tot așteptăm. Avem suficiente ca să ne îndeplinim misiunile care ne revin. Suferim puțin la capitolul oameni în ideea în care legea i-a îmbucurat pe unii și au ieșit la pensie în ultima perioadă, într-un număr mai mare. Dar asta nu a însemnat că misiunile jandarmeriei române au scăzut într-un fel, din contră au crescut. Avem misiunile acelea solicitante în care asigurăm împreună cu colegii de la Poliția de Frontieră, la frontiera statului. Suntem acolo 24 din 24 de ore prezenți. Avem misiunile în cooperare cu poliția, misiunile menținerea ordinii și liniștii publice, care iar n-au scăzut în intensitate și suntem prezenți zi de zi, și pe timp de zi și pe timp de noapte. Plus misiunile pe care le avem noi, misiunile de pază. La toate instituțiile statului, de importanță deosebită ale statului, jandarmul este prezent. Deci noi avem anumite minusuri, dar le acoperim prin dăruirea colegilor mei față de meseria pe care o execută. Ne puteți da așa un total, cam cât ar fi un total al personalului din jandarmeria cărășeană la ora actuală, cu aproximație? Acest lucru nu prea este permis să-l aducem în atenția presei și în atenția publicului, dar ce pot să vă spun este că cât suntem, asigurăm liniștea de care cetățeanul la nivelul întregului județ o are și nu întoarcem capul la nici o infracțiune sau o contravenție comisă pe raza județului nostru, pe raza de competență a noastră. Suntem suficienți încât în acest moment să asigurăm că avem ore suplimentare, este adevărat, dar astea acoperă minusul nostru de personal. Și totuși, de ce să vină tinerii la jandarmeria cărășeană și nu numai, în jandarmeria română? Eu consider că este o oportunitate în aceste momente să vii către instituția jandarmeriei. Pe parcursul întregului an 2017 și acum în 2018 o să promovăm această imagine a jandarmeriei române, poate chiar mai agresiv. Și venim alături de elevi, alături de tineri să le explicăm cât de important este în acest moment să urmezi o școală, pentru că altfel nu mai ai cum să intri în rândurile jandarmerilor decât dacă faci o școală militară, că vorbim de suboficeri sau de ofițeri a jandarmeriei române. Este o oportunitate. Nu mă ascund nici faptul că este o situație financiară bună,
Există salarii la nivelul județului nostru mai mari decât ale noastre, dar îți conferă o liniște. Este această ținută care cred că te face mândru să o porți în societate. Tinerii ar trebui să vină, pentru că la noi în Banat tânărul nu se îndreaptă spre această armă, pentru că și școala era o perioadă de 2 ani de zile, era plecat omul de acasă, la noi în Banat nu se prea pleacă de acasă. Dar acum s-a redus acest studiu, a trecut la un an de zile, din acel an 6 luni le faci practică, plus vacanțe, deci nu foarte mult vei fi prezent acolo, vei fi prezent în teren unde chiar vei face ceea ce înseamnă jandarmerie și i-aș îndruma pe tineri să vină către arma noastră, să vină către arma poliției, către arma de pompierilor, pentru că e păcat să tot pleci dincolo, în străinătate, să-ți te chinui și să ajungi la o anumită vârstă să vezi că nu ai realizat foarte multe, nici în străinătate. Și atunci mai bine să vii aici la un program cât de cât respectat, la o ordine, la o disciplină, plus că faci această muncă frumoasă, munca de întrajutorare a semenilor tăi. Spuneam cumva înainte de a începe înregistrarea că oricum acest proces de învățare continuă și după ce ești angajat în cadrul jandarmeriei. Cu siguranță. Numai eu am participat, cred că până acum, la vreo 7 cursuri cu diferite instituții ale statului și tematici, bineînțeles, da, pe linia aceasta, pe relații publice. Am făcut și înainte cursuri, când am fost pe ordine publică, pe pază, pe transporturi, de fiecare dată. Foarte solicitat este pentru colegii care sunt din grupa de câini, conductor câini. Stau câte 2 luni de zile plecați de acasă cu câinii în centrul chinologic de la Sibiu. Avem colegii de la Montan, care au câte 2 module pe an, de schi și alpinism, în centrele noastre a jandarmeriei, la Sinaia. Deci, ca să fii bun, trebuie într-una să fii angrenat în cunoaștere, să faci parte și să iei parte la tot ce înseamnă convocare. Noi, pe lângă cursuri, avem convocările de specialitate, unde, pe o perioadă scurtă de 3 zile, dar intense, suntem prezenți. Și acum voi pleca în perioada imediat următoare cu ceilalți purtători de cuvânt de la nivelul județului nostru la o întâlnire cu Ministerul, unde iar așa vom fi 3 zile prezenți acolo și vă spun că sunt benefice aceste convocări pentru că discutăm. Discuții sunt libere, sunt foarte multe spețe prezentate acolo și învățăm fiecare din ce am trăit. Nu din greșelile noastre, putem să spunem doar din ce am trăit. Fiecare. De la poliție și pompieri, mă gândesc că și prefectură. Da, a fost și anul trecut organizat o astfel de sesiune de întâlniri cu ministerul, pe regiuni mergem, pentru că e foarte, foarte mult acest aspect să ne cunoaștem, să avem o relație de prietenie între purtători de cuvânt din diferite arme, pentru că foarte multe misiuni sunt împreună, le executăm împreună cu pompierii, de foarte multe ori. Tot ce înseamnă misiune de căutare, salvare, indiferent de cine o coordonează, pentru că spețe care coordonează pompierii, spețe care coordonează jandarmeria sau chiar poliția. În anumite situații, trebuie să fim toți uniți, să știm ceea ce trebuie prezentat și să circule informația între noi, ca dumneavoastră, cei din mass media, să fiți bucuroși de informația curată pe care o primiți de la noi. Și o ultimă întrebare, poate puțin mai personală. Ce altă meserie ați fi ales dacă nu ați fi ales purtător de cuvânt la ora actuală în jandarmerie? Înainte să lucrez în jandarmerie, am lucrat la ziar. Și mi-a plăcut. Și cred că rămâneam acolo, în domeniul acela. În mass media. În mass media, da. Am lucrat vreo 5 ani de zile înainte de asta, la fostul Timpul. Taică-miu este de meserie, este de prin anii înainte de Revoluție, a fost ziarist și cred că m-a dus spre această latură. Și cred că mi-ar fi plăcut acolo. Poate și de aici colaborarea la ora actuală cu mass media. Da, și poate după ce voi termina această activitate, mă voi alătura în partea cealaltă a camerei. Vă mulțumim tare mult și la mulți ani pentru ziua de mâine. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi mâine.